Fiți atenți că întâmplarea asta am ținut neapărat să vă povestesc acum de Crăciun. Și o să vedeți imediat de ce. Bineînțeles că în primul rând urez Crăciun fericit la toată lumea și sănătate maximă. Fiți atenți aici ce s-a întâmplat. Ce vă povestesc acum s-a întâmplat cu câteva zile înainte de Crăciun. Cu câteva zile înainte. Stăteam în față la Casconverte. Magazinul de mână a doua din Elehidu. Am ieșit eu acolo la Casconverte, era 9:30, 10. Mă așteptam să vină și arătare. Că arătare venea și el perioada aia la Casconverte. Și așteaptă să vină, bă, s-a făcut ceasul 11:30. N-a venit arătare, mă. Mă pun mâna și îl sun pe arătare. Arătare, ce faci, mă, zic? Iară nu te-ai trezit, iară ți-ai luat vacanță înainte de termen. Ce faci, bă, zic, nu ieși la treabă? Bosule, mă simt rău. Băi, mă simt rău, zice, nu pot să mă ridic din pat. Chiar îmi este rău. Astăzi nu pot să vin. Bine, mă, arătare, bă, zic, să simte rău arătare, na? Ce să-i faci, dacă nu poate să vină, nu poate să vină omul. Bine, mă. Ce faci mâine arătare, vii? Bosule, dacă mă simt bine, mâine vin. Băi, arătare, hai, vino că mâine mai e deschis și acum merge treaba, zic, înainte de sărbători, înainte de Crăciun. Bă, veneau oamenii să vândă, știi? Să facă un ban, să aibă atunci de sărbători. Zic, mâine mai e deschis arătare și pe urmă închid ăștia magazinul. Și ne luăm și noi vacanță, zic, stăm și noi acasă, ne odihnim dacă ești obosit. Da, bosule, da, zice. Mâine, dacă mă simt bine, vin. Bă, de unde să știu eu că arătare stătea acasă să se pregătească de atac? A? De unde să știu eu ce avea arătare în cap? Fiți atenți aici. A doua zi ies iar la Casconverte. Arătare nu era. Nu venise. Bă, fraților, fiți atenți. Pe la 11 și ceva, 11 jumate, nu mai știu cât era ceasul, 10 jumate, 11, 11 jumate, nu mai știu. Bă, mă sună arătare. Mă uit la telefon, alt număr de telefon, știi? Nu mai știu, număr ascuns sau număr de fix. Nu mai țin minte, dar nu era numărul lui. Răspund, da. Bosule, băi, bosule, sunt arestat. Ce-a făcut? Zice, sunt arestat. Păi de ce, mă, arătare, te-au arestat? Ăștia zic că te simți rău, că ești bolnav, te-a arestat pentru asta? Nu, bă, bosule, lasă că spune, pune-mi avocat și vin o să mă scoți, să fac și eu sărbătorile acasă, bă. Bă, zic, unde ești, mă, arestat, mă? Spune-mă locația unde ești. Că noi eram atunci în Elehido, știi? Bă, bosule, zice, aici în Elehido sunt. În Elehido, la poliția asta de aici? Da, da, aici sunt. Pune-mi repede avocat să vină să mă scoată. Bă, fraților, înainte de sărbători, voi vă da seama. Înainte de Crăciun, înainte de ziua de Crăciun. Băi, ce fac cu ăsta, mă, mâncați, zic. Sunt pe avocat. Bă, nu știam ce s-a întâmplat. Dar unde să știu? L-am sunat pe avocat, dar fiți atenți ca să vă spun ce s-a întâmplat. Ce a făcut arătare? Bă, arătare n-a venit în ziua aia la Casconverte, prima zi. Când l-am sunat eu prima zi, el de ce n-a venit la Casconverte? Ca să vă spun. Lui a dat unul pont. Băi, e tare rău de tot întâmplarea asta, că de-aia am ținut neapărat să vă povestesc acum de Crăciun, ca să destindem așa puțin atmosfera. Bă, lui a dat unul în pont. Și a zis, băi, arătare, fii atent, ăsta e englez, stai aici în Elehido. E englez, bă, englezul ăsta are bani mulți.
El pleacă. Pleacă de acasă să facă sărbătorile la niște prieteni. Fiți atenți aici. Să facă sărbătorile la niște prieteni, dar tot aici, în Elehido. Bă, vă dați seama că ăsta de-i-a dat pontul lui arătare. Ăsta îl cunoștea pe englez, ăsta știa traseul, ăsta știa toate mișcările care le făcea englezul. Că, vezi tu, de-aia în ziua de azi n-ai încredere. N-ai încredere în oricine să-i spui când pleci, unde pleci, cum mai fac alții, postează pe Facebook, am plecat în excursie, am plecat nu știu unde, casa goală. Bă, și dă ăsta toate detaliile lui arătare. Gata, mă, arătare n-a venit în ziua aia la Cas Converte să-și facă planul, să se pregătească, să fie odihnit, seara să dea lovitura. Ce-a făcut arătare? Ăla i-a dat adresă, i-a dat tot apartament, etaj, unde să ducă. Arătare s-a dus la spargere, fraților. Bă, s-a dus să spargă casa la englez. Să intre în apartament, stătea la etajul 1, englezul. Era ceasul, eu acum vă spun ce mi-a spus arătare. Ceasul 2 și ceva, 3 de dimineață. Urcă arătare pe gratii, gratiile de la parter, urcă pe gratiile de la geam, la etajul 1, să cocoațel, nu știu cum, a intrat în balcon de acolo, în casă, în living. Bă, când a intrat în living acolo, bă, mâncavaș. Bă, un cățel de la mic, cățeluș de la mic, la picioarele lui să-l muște. Hau, 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 pe el călare, pe arătare, bă. Bă, arătare, pleacă, marș, pleacă, marș, nimic, bă, bă, cățelul pe el să-l mănânce. Arătare a închis ușa la balcon, zice, bă, să n-audă lumea, că la trăcâinele, știi? Că aici, zarvă mare. Închide ușa la balcon, ce, lasă că mă descurc eu cu el, că ăsta e ce e mic. N-are ce să-mi facă. Bă, și-l latră câinele, bă, și arătare pe acolo prin casă și câinele-l lătra. Arătare pe acolo prin casă, câinele-l lătra. Ce să gândește arătare? Bă, zice, ia să-l închid, bă, aici într-un dormitor. Intra în dormitor și să închidă câinele. Câinele la picioarele lui. Nimic, mă, bă, n-a putut să închidă câinele în dormitor acolo, bă. Bă, câinele vrea să-l prindă pe câine. Câinele nu stătea. Bă, dacă n-am râs că mi-a povestit arătare, a fugit după câine pe acolo prin casă să-l prindă. A trântit nu știu ce pe acolo, a făcut zgomot, s-a auzit în casă. Câinele lătra mai tare. Fugea câinele pe canapea, după canapea pe fotoliu. Bă, băi, l-a alergat pe arătare, zice, băi, rusule, eram rupt. Eram rupt, zice, uite așa gâfeam și nu mai puteam să respir, zice, dobosit ce eram să prind câinele, mă. Auziți ce a făcut arătare? Când a văzut el că nu poate să-l prindă pe câine, a început să cotrobăie pe acolo, prin casă, știi, să caute, pe însertare, să caute pe acolo, pe acolo. A început cotrobăiala. Câinele nimic, mă. Bă, câinele nu-l slăbea, mă, mâncavaș. Nimic, pe el să-l mănânce, să-l muște. Zice arătare, stai că aplic placa a doua. Partea a doua, zice. Să-l iau cu frumos. Cuțu, 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 câinele nimic. Arătare iubitor, mă. Bă, arătare iubitor de animale. Și uite, o să vă povestesc o fază cu arătare cu niște câini. Dacă nu râdeți, deci, dacă vă povestesc și pe aia, imediat. Faza aia. Bă, l-a luat arătare pe câine, cu frumosul, cu alea, cuțu, 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 nimic, mă. Bă, câinele lătra într-una, ce? Bă, rusule, zici că era teleghidat, zice, pe telecomandă. Bă, nu se oprea, nu se oprea. Bă, când a văzut arătare așa că câinele nimic, 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 nu se oprește din lătrat, zice, bă, rusule, n-aveam ce să fac. N-am putut, zice arătare. Bă, fraților, n-am putut să mai caute în casă, bă. N-a putut că-l lătra câinele. Făcea zgomot. Ce a apucat el să caute decât în... decât prin living pe acolo a apucat să cotroboie. Bă, n-a mai ieșit arătare. Pe la balcon pe acolo, știi? Pe la ușa de balcon. Zice, ies pe ușă.
ies pe ușa de la intrare, să deschid acolo ușa, bam, bam, să iasă din apartament, știi? Bă, deschis ușa la intrare, a ieșit afară. Bă, când a ieșit afară din apartament, deci n-a mai stat arătare, n-a mai stat să cotrubăie, n-a mai stat să caute că nu scăpa de câine. A încercat să-l închidă în cameră, n-a putut. A încercat să-l prindă, n-a putut. A încercat să-l ia cu frumosul, să-l mângâie, să nimic. Câinele nimic, bă. Când a fost arătare, așa zice, ies, mă duc dreacu, gata, zice. Numai că aud oamenii, zice, vine poliția. Bă, deschide arătare ușa la intrare. Pac, să iasă afară din apartament. Băi, fraților, băi, când a ieșit afară din apartament, a ieșit și câinele după el, mă, pe scară. Băi, a ieșit câinele din apartament, el a tras ușa. Bang, ușa la apartament, băi. Băi, și-a început câinele pe scară, bă. Hau, 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 bă, bă, el pe picioarele lui. Voi vă dați seama, noaptea, două și ceva, trei de dimineață, bă. Bă, au ieșit vecinii. Au ieșit vecinii de acolo, din bloc, știi? Oricum ei auziseră câinele lătrând în apartament acolo, la ora aia. Mă, ce se întâmplă, ce e acolo? L-a auzit și pe scară. Bă, a ieșit unul de la parter, arătare să coboare. Pune mâna pe arătare. Stai! Stai pe loc, zice. De unde ai ieșit? Îl prind ăla. Câinele tot pe arătare acolo să-l buște de picioare. Deci arătare cobora scările. Câinele pe el, arătare, marș, mă! Câinele pe el, marș, mă! Marș, îl împingea, marș! Nimic, mă! Bă, câinele pe el, bă, să-i să-l mănânce, mă! Să-i rupă pantalonii! Bă, și iese unul de la parter de acolo, pune mâna pe arătare. Stai, zice, de unde ieși? De unde ai ieșit tu? De ce ai ieșit câinele ăsta după tine, că e al lui vecinul de sus? Nu știu, eu n-am fost la niciun vecin, zice, l-am văzut pe aici pe scară, mă tot latră. Nu are cum. Tu ai ieșit de acolo din apartament. Du-te, domne, zice, că n-am ieșit. Ce apartament? Bă, tu ești hoț. Nu, zice arătare. Nu sunt hoț. Bă, tu ești hoț. Nu sunt hoț. Băi, a chemat la poliția. Zice, stai să vină poliția să vedem dacă ești hoț sau nu. Să vină poliția să ne spună poliția. Ce te opui? Zice, te opui să fugi? Arătare, nu mă opun. Să vină poliția. Bă, n-avea nimic la el, arătare. Că nu luase nimic de acolo, din apartament. Absolut nimic. Și v-am spus de ce, că n-a putut de câine. El a căutat pe acolo, a cotrăbăit, dar n-a găsit de câine, mă. Nu l-a lăsat câinele în pace. Pe el să-l... Îl lătra. Nu că să-l muște, că nu-l mușca cățelul, dar îl lătra, mă. Bă, vine poliția. Au ieșit ăștia toți de acolo, din bloc. Au coborât jos să-l țină pe arătare, să vină poliția acolo. A venit poliția, bă, fraților. A venit și proprietarul, bă. Englezul. A venit și proprietarul acolo. Proprietarul acolo în Elehido fusese la unul, știi, să petreacă la lui acolo, nu știu, zi onomastică, să facă sărbătorile acolo, Crăciunul, să se pregătească, nu știu, bă. Asta se întâmpla cu câteva zile înainte de Crăciun, nu mai știu, 2-3 zile înainte de Crăciun. Bă, vine și proprietarul, mă. Zice poliția, hai să vedem, intră în apartament. Bă, a intrat cu arătare acolo. Vezi, îți lipsește ceva, ia vezi. Ce îți lipsește? Ia vezi. Ți-a furat ceva. Bă, până una alta, zice poliția, mergi la secție. Mergi cu noi la secție să te verificăm. Bă, mâncava, și când l-a verificat pe arătare, l-a dat până stație, de acolo, de la locul faptei. Și a spus ăia că a mai fost arestat, că a făcut pușcărie pentru spargeri de case, pentru furt, pentru ale. Mă! Mă! I-a zis lui arătare, zice, nu mai ai scăpare. Te duci la pușcărie, nenorocitul, ai vrut să furi iar? Nu te lași de furat, te duci la pușcărie. Bă, mâncavaș. Bă, și-l ia pe arătare și-l duce la poliție. Bă, auziți cât a stat acolo câinele? N-a plecat de lângă picioarele lui. Deci câinele a stat numai la picioarele lui și a lătrat într-una. Zice, bă, rusule, nu mai scăpam de el. Zice, îmi venea să-l strâng de gât. Îmi venea să-l strâng de gât pe câine. Zice că, auzi ce arătare? Câinele mă bagă la pușcărie. Bă, îl ia pe arătare, îl urcă în mașină. Îl duce la poliție. Pe arătare.
a băgat pe arest. L-a băgat în seara aia pe arest, vă dați seama, era târziu, 2-3 de dimineață, se făcuse poate 4 de dimineață. Nu i-a dat voie să sune avocatul, adică ce avocat să sun tu la ora aia sau să mă sune pe mine la ora aia. N-avea cum. Bă, l-a băgat pe arest și i-a spus, mâine de dimineață, la 10, 10 jumate, 11, noi te scoatem și te aducem să suni avocatul. Era închis la judecată. Înțelegi? Atunci de sărbători. Deci nu putea să-l judece că trebuia făcută programare și ei n-aveau cum să-i facă programare noaptea aia. L-a prins și să-i facă programare la ora aia. N-avea cum, trebuia să-i facă următoarea zi pentru următoarea zi. Și următoarea zi, închis. Deci cum ar fi, el a stat în seara aia acolo de la 4 la cât l-o fi adus, putea să-l ducă la judecată, dar n-avea programare, că nu-l duce așa, hai la judecat, trebuie să-l programeze, să sune, să... În fine, deci următoarea zi trebuia să-l ducă la judecat. Deci te băgăm pe calabos, 10, 10 jumate, te scoatem să suni. Bă, când i-au dat ăștia voie la telefon, fiți atenți, arătare. M-a sunat pe mine. Eu la caz converte, deci el cum ar fi ieri nu fusese, eu l-așteptam astăzi. Zic, bă, și-o reveni arătare. Și-o reveni și vine la caz converte astăzi. Tot la caz converte. Îl așteptam. Bă, lume multă. Lume multă. Venea să-și vândă telefonul, să-și vândă lanțul, să-și vândă laptopul, să-și vândă care ce avea la vânzare, știi? Să-și ia alții pentru dalea, pentru dalea, fiecare, știi? Mergea treaba. Zic, ia uite o arătare să nu vină chiar acum, mă mâncați, să fim și noi doi aici. Că marocani erau mulți și găieștea care mai erau ruși, lituani, ce era acolo? Bă, mă sună arătare. V-am spus, m-a sunat, văd, nu mai știu, număr ascuns, număr privat sau număr de fix. Nu mai știu. Răspund. Zic, si? Arătare zice, eu sunt bosule. Bosule, eu sunt. Sunt arestat. Mă, cine te-a arestat, arătare? Zic, te-a arestat ăștia că te simți rău? Că ești bolnav? De ce te-au arestat? Sau mai nou acum zic că ăștia te arestează și dacă te îmbolnăvești tu, ăștia află că te-ai îmbolnăvit și te arestează. Nu, bosule, lasă Caterinca că să moară familia mea, zice arătare. Dacă fac sărbătorile acasă. Bă, și plângea la telefon. Bă, și plângea la telefon arătare, bă. Tomară familia mea, bă, bosule, dacă fac sărbătorile acasă. Bă, și vrea să fac sărbătorile. Bă, rusule, bă, și așa frumos îmi imaginam că va fi. Bă, și e așa frumos. Băi, rusule, și bă, scoate, bă. Ce să te scot, bă? Trebuie să sun avocatul, zic, să întreb, să văd dacă o putea să vină. Că vei și tu acum, înainte de sărbători, cine să vină arătare să te scoată? Și mă lași ei să mor? Nu mori, mă, ieși după Crăciun. Faci și tu Crăciunul acolo pe arest și după ieși. Nu, scoate-mă că să moară, să facă, să jura el acolo. Nu vreau să mor aici. Mor nenorocitul de câine. Bă, și jura câinele arătare. Să mă bage la pușcărie un câine, zice. Să ajung la pușcărie din cauza lui. Scoate-mă, scoate-mă. Arătare, unde ești? Aici, în Elehido, zice, sunt. La poliție. Bine, mă. Hai, închide ca să sun avocatul. Fiți atenți aici. Sun pe Joaquin. Băi, Joaquin, uite, vă zic, tovarășul al meu, uite așa, 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 că ai mai fost tu să-l scoți. Știi că l-ai mai reprezentat în instanță și astea. Fă, te rog eu frumos, zic, fă ce faci și scoate-l. Scoate-l să nu facă sărbătorile acolo. Zice, bun, hai că rezolv ce mai am de rezolvat acum și într-o oră, o oră și ceva, ajung eu în Elehido. Bă, v-am spus, era ceasul, mai știu, 10 jumate, 11 când m-a sunat arătare. Zice, mă duc eu să-l scot. N-avea programare la judecată. Deci cum ar fi în ziua aia, ăștia sunase să-i facă programare. Nu știu când îi dătuse programarea la judecată, bă. Bă, vorbesc cu avocatul. Vine avocatul.
în Elehidu. Zice, fii atent. L-a prins cu ceva la el. Bă, zic, nu știu. Nu știu nimic. Du-te să vezi acolo. Zic, eu nu știu absolut nimic. Doar m-a sunat și mi-a spus că e pe calabos și vrea să iasă să nu facă sărbătorile acolo. Nu știu, zic, dacă o fi furat ceva, dacă o fi avut ceva la el, nu știu. Hai că ajung eu acolo, vezi să răspunzi când te sun. Păi zic, vin și eu acolo, stau afară. Bine, să nu vin înăuntru la poliție, nu vin. Fiți atenți, bă, fraților. Ajunge avocatul acolo, intră înăuntru, zice, pentru ăsta am venit și eu, așa, bam, bam, scoate pe ăsta de acolo, îl aduce aici la interogat, îl bagă cu avocatul acolo. Zice, avocatul, a furat ceva? L-a prins cu ceva asupra lui? Nu, n-avea nimic, dar așteptăm să vină proprietarul. Bă, proprietarul nu venise să facă plângerea asupra lui, englezul. Nu făcuse plângerea, englezul. Trebuie să vină și ăla să facă plângerea. I-am făcut programare, zice, la juicio, la judecată, să-l ducem la judecată. Mă rog, au spus ăștia tot dosarul, știi, poliția, de ce e el acolo. Bine, sună ăștia pe proprietar, pe englez, ăștia de la poliție. Sună pe englez, vine englezul acolo. Îl vede englezul, bă, când l-a văzut englezul a început să râdă. Auziți arătare, când l-a văzut pe englez. Por favor, zice, te rog, salva-me, salva-me, ajuda-me, bă, toate, o lua pe toate limbile, bă, și în engleză cu englezul și în spaniolă și... Nu mă lăsa să mă duc la pușcărie, că eu n-am furat nimic. Auziți ce îi spune la englez? Fiți atenți aici. Zice, eu am fost în trecere. Cum? Zice, am fost în trecere. Din greșeală am intrat pe balcon, am trecut prin living și am ieșit pe ușa la intrare. Băi, băi, am nebunit când am auzit, bă, băi, deci când mi-a povestit avocatul, eu am zis că leșin. Am zis că ca jos, nu mai puteam de râs când a ieșit acolo, mi-a povestit avocatul. Bă, s-a uitat avocatul la el și îi făcea semn să tacă, arătare nimic. Zice, nu, că eu am fost în trecere. Am fumat ceva, zice, a tras ceva pe nas, nu mai știu ce a fost cu mine, că m-am urcat pe balcon, am intrat, zice, pe living și am ieșit pe ușa la intrare. Băi, a început englezul, băi, să râdă, bă. Poliția s-a uitat și la englez, și la arătare, și la englez. Englezul râdea, bă. Bă, ca să vedeți ce om. Zice, ai văzut că n-am venit să fur. N-am avut nimic la mine, n-am furat nimic de acolo, zice arătare. Eu doar am fost în trecere. Băi, auzi ce zice englezul. Hijo mio, zice, băiatul meu, te iert. Îi spune englezul, bă. Te iert. Nu o să depun plângere, pentru că sunt sărbătorile. Vin acum sfintele sărbători și alea ce zicea el acolo, englezul, și te iert. Băi, englezul de ani mulți în Spania. De ani mulți cu prieteni spanioli, cu... Înțelege? Vin sfintele sărbători și te iert. Nu vreau, zice, să-mi fac păcate cu tine. Nu o să depun plângere. Băi, când a auzit arătare, s-a prefăcut ca leșinat. Când a auzit, s-a prefăcut ca leșinat. Po! A căzut jos, bă. Poliția când l-a văzut că a căzut jos, l-a luat de acolo, palme, apă, pe el, știi, l-a stropit cu apă. Bă, și avocatul s-a speriat. Asta avocatul Adrian, când l-am văzut că a căzut, eu am crezut că a murit, a făcut infart de bucurie. Băi, a căzut arătare jos. Bă, s-a prefăcut, că mi-a ieșit arătare. M-am prefăcut, bosule, dacă ne-am căzut, am dat cu capul de masă. Bă, a dat capul de masă și a pleznit cap. Bine, nu rău, dar și a pleznit capul puțin. Po! Și a revenit, mă, i-a dat ăștia palme, apă și a revenit. Zice, chemăm ambulanța să te duci la... Nu, nu chemați că nimic. Ăia a chemat ambulanța. Da, să vedeți. Avocatul zice, domne, ăsta dacă n-a depus plângere și alea, gata, este liber. Dacă iese să prezinte la judecată, vedeți și voi, nu prezintă pericol public, dale alea ce-o fiți avocatul acolo. Vă rog eu frumos, nu știu ce, avocatul, bam, bam, ce-o fi spus el acolo, să-l pune liber. Bă, fraților, să-l pună liber pe arătare, mă. Bine, că englezul n-a depus plângere. Băi, a făcut poliția, bă.
Băi, a făcut poliția toate actele, toate alea. Liber arătare, mă. Bine, trebuia să prezinte la judecată. Știi, nu știu, după Crăciun, mi se pare, nu mai știu, sau după anul nou. Bă, nu mai țin minte, dar știu că i-a făcut programare și trebuia să prezinte la judecată. Păi n-aveau, mă, cum să-l țină la poliție, că n-aveau cum. Deci era, încălcau legea să-l țină pe arătare până după anul nou să-l ducă la judecată. Mi se pare așa că până după anul nou, că era închis de la Crăciun, până după anul nou era închis la judecată. Și n-aveau cum să-l țină atâta, știi? Și bine, nu te pusese la plângere până la urmă. Că de-aia i-au dat drumul. Bă, și-a făcut foaia aia, bă, pac, pac, de eliberare, să-i dea drumul la arătare. I-a dat drumul. Bineînțeles că am plătit eu avocatul, i-am dat banii, că arătare n-avea bani. Bă, eu v-am spus că arătare stătea acolo în față la Cas Converte cu banii mei. Eu îi dătusem bani la arătare, băi, arătare, uite aici 2000 de euro sau 2500 cât îi dătusem eu, ce cumperi? Eu ți le vând mai departe, facem jumate-jumate, partea ta și face jumate-jumate că cumperi cu banii mei. Că dai pagubă, dai tot în banii mei. Că el lua un telefon sau lua nu știu ce și dătea pagubă la bani, dătea în banii mei. Că arătare tot ce venea acolo să cumpere, venea la mine. Să mă întrebe dacă nu știa. Venea să mă întrebe pe mine, ce fac bosule, cumpăr, nu cumpăr, sau rusule, cum îmi spunea el acolo. Cumpăr, nu cumpăr, cum fac, ce, ia vezi, e bun, ia vezi. S-a mai întâmplat să mai ia și țeapă. Mai lua și țepe. În fine, am plătit avocatul. Bine că pe urmă mi-a dat arătare banii înapoi. Ne-am socotit și cât a fost mi-a dat banii înapoi. Băi, și i-a dat drumul la arătare, bă. Băi, i-a dat drumul. Fiți atenți aici. Băi, să vedeți ce om englezul, mă. Bă, mai rar așa ceva. Îi dă drumul la arătare, iese de acolo. A ieșit prima dată arătare cu avocatul. Englezul a rămas înăuntru la poliție. A ieșit arătare cu avocatul. Bă, eu în față acolo la poliție, în mașină. Îl așteptam pe arătare să iasă. Team în mașină, așteptam să iasă arătare. Bă, văd că iese arătare cu avocatul. Fac semn, sunt aici la mașină. Vine avocatul, mă dau jos de mașină. Ne tragem așa într-o parte. Ce ai făcut, mă? Păi uite, așa, 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 îmi povestește avocatul. Băi, dacă n-am râs. Băi, dacă n-am râs la faza aia când s-a prefăcut că i-a venit rău și când a zis că e în trecere până ăla până casă, că a tras de alea și de unde, bă? Că, băi, arătare nu face așa ceva. Arătare nu trage și n-a tras niciodată sau să nu. Deci așa ceva nu. Nici de băut așa să îmbete el să... Nu. Am râs, băi, fiți atenți. Eu râdeam acolo, știi, de ce-mi povestea avocatul. Iese englezul. Iese englezul de la poliție de acolo, ne vede acolo. A venit la noi. A dat mâna cu mine, m-a salutat. Zice, ești familiar? Dar lui zic, nu sunt de familie, zic, sunt prieten. Tovarăș, așa am venit după el, că am auzit că e aici arestat și am venit după el. Da, da, zice, a zis că e în trecere pe la mine, pe în casă a fost în trecere. Păi, scoate-mă englezul din buzunar 500 de euro și îi dă lui arătare. Băi, când am văzut faza asta, în viața mea n-am văzut așa ceva până atunci. Băi, a scos englezul 500 de euro din buzunar și i-a dat lui arătare. Zice, uite ăștia 500 de euro, să faci și tu sărbătorile frumos, să fie și la tine, zice, să fie și la tine bine. Băi, când a văzut arătare, a rămas trăznit. I-a dat banii și a plecat. Zice arătare, mamă, să-i dea Dumnezeu sănătate, băi, bosule. Uite, bă, ce gest a făcut, bă. Băi, fraților, deci nu numai că l-a iertat englezul și n-a depus plângere, băi, a dat și 500 de euro, mă. Lua arătare. Bun, băi, arătare, zic, băi, lasă-te de astea, zic, că mă lapă ce-o de tine. Dacă nu te lași de furat și nu te lași de măgării la astea, zic, fii atent ce spun că rupem prietenia, arătare. Dă o dreacu de treabă, zic, vin după tine să te scot de la poliție, să te scot după arest, vin după tine, uite câți bani dăm la avocat, uite câte, bă, lasă-te, lasă-te că ori îți rup o mână și un picior, să fii incapabil să mai faci așa ceva, ori te lași.
Bă, te-am luat, te-am pus la Cas Converte, zic, cu mine acolo, ți-am dat bani, câștigi destul de bine. Păi de ce mai faci, mă, tu așa ceva? Numai, bosule, că nu mai fac. Iară îmi spune că nu mai faci. Bineînțeles, arătare. El așa zicea de fiecare dată, că nu mai face. Gata, să lasă că nu mai face. Bă, iubitor, arătare sufletiș și iubitor de câini. Arătare iubește câinii, mă, sufletist, sufletist. Fiți atenți aici, am zis că vă mai povestesc o fază cu arătare. Hai ca să destindem atmosfera să fie frumos, pentru că e Crăciunul și vreau să râde să fie frumos, să fie atmosferă. Mă întâlnesc cu arătare pe stradă. Arătare cu doi câini. Uite așa-i ține arătare în lesă. Bine, nu erau mari câini. Nu știu, cam așa. Cu câinii pe stradă. Unul într-o mână, unul într-o mână. Bă, dracu, nu venise la Cas Converte. Eu când am plecat la 2:30 de acolo, că s-a închis magazinul la 2:30 ziua. S-a închis că se redeschidea iar la 5:30, v-am spus eu. Să mă uc acasă. Cât îl văd pe arătare pe stradă cu câinii. Unul într-o mână, într-o mână. Păi, arătare, ce faci? Acum arătare... Bosule, mă plătește o doamnă. Mă plătește o doamnă, zice, să-i plimb câinii. Păi, dar de ce te bâlbâi? Ce-i cu tine? Ce-ai făcut? M-ai luat așa tare, zice, și m-am pierdut. Dar mă plătește o doamnă, zice, să-i plimb câinii. Fiți atenți aici, comedie mare cu arătare. A, da? Și cât îți dă, mă, arătare? 1500 de euro pe lună. Păi, arătare, zic, tu ești nebun la cap. Cine îți dă, mă, ție 1500 de euro să-i plimb câini? Da, bosule, o femeie mă plătește să-i plimb câini. Cât îți dă, mă? Cât îți dă? Nu, dă, mă, bosule, 1500. Îmi dă 500, zice arătare. Bă, zic, cât îți dă, mă, până la urmă? Îți dă 1500 sau 500? 500 îmi dă. Și tu plimb câinii, mă, arătare, pentru 500 de euro o să vii la Cas Converte. Mă, de ce n-ai venit azi la Cas Converte? Asta altă zi, știi? De ce n-ai venit, mă, la Cas Converte? Păi, ca să plimb câinii ăștia, bosule, că până la urmă asta, zice, mai m-a ajutat femeia asta și nu o fac pentru ăștia 500 de euro, fac că e așa doamnă cu mine și că nu știu ce și că nu știu cum. Băi, arătare, fă ce faci și vină la Cas Converte și câinii ăștia plimbă-i și tu când închide la Cas Converte, dacă vrei să-i plimbi. Și să faci o faptă bună pentru doamna respectivă, zic. După ce îți faci tu treaba, în timpul tău liber, plimb câinii. Da, bosule, gata, de acum încolo îți promit că așa o să fac. Fiți atenți aici, a făcut arătare. Bă, trece ceva timp, arătare venea la Cas Converte. Venea când pleca să ducea și plimba câinii. Venea la Cas Converte când pleca să ducea și plimba câinii. Într-o zi mă duc la el acasă, la arătare. Nu mai știu. Să iau niște telefoane de la el. Nu mai țin minte de ce m-am dus la arătare, dar m-am dus la el acasă. Da, mă, să iau niște telefoane ca să le vând. Mă duc la arătare acasă. Intru în apartament. Arătare în dormitor. Îmi deschide ușa, să duce în dormitor. Cum i-a deschis ușa și fugit în dormitor. Bă, era holul, intrai pe hol, bucătăria în stânga, hol tot înainte, dormitor în stânga, dormitor în dreapta și pe urmă living-ul în față. Din living mai era un hol, pe urmă baia mare, apartamentul, unde stătea arătare. Mă duc acolo la el, el în dormitor, într-un dormitor ținea toate astea ce cumpăra de la Cas Converte, în dormitorul ăsta altul dormea el. Aici se mutase de la garsonieră. Ca să avem loc unde să ținem astea, știi, să nu mai închiriez eu încă un apartament. Dar bine că astea nu erau ciortite, știi? Erau telefoanele și astea ce le cumpăram noi. În fine, intru acolo, el fuge în dormitor, bă, arătare. Bă, când a fugit în dormitor, eu acum mă duc pe holul ăsta, el s-a pus în pat, s-a întins în pat, mă, ce arătare? Eu în ușă la dormitor, știi, cu spatele la dormitorul ăsta, la altul. De aici. Mă, ce arătare, zic, ți-e rău? Ești bolnav? Ce ai? Bă, mâncavaș. Băi, când aud odată din spatele meu
Hău, 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 bă! Bă, o lătra de câini în spatele meu, bă, m-am speriat. M-am speriat, vă dați seama, în casă la arătare să vă latre câinii. M-am speriat, bă. Arătare, ce e aici? Că mă întorc. Ce, de unde la arătare? Unde se aude? Ce ai făcut arătare? Nu, nu deschide ușa. De ce, mă? Nu deschide ușa. Vă zic, de ce? Sunt câinii acolo. Care câini, mă, arătare? Câinii lui doamna. Bă, du-te, dracu, de aici cu doamna ta, zic. De unde sunt, mă, câinii ăștia? Bă, zic, zi de unde sunt, că te bat. Bă, bosule, hai, bă, că spun. Zice, arătare, i-am găsit pe stradă. Mi-a fost milă de ei și i-am luat. Cum o să găsești tu pe stradă în Elehido, zic, câini? Bă, zic, tu unde te crezi, mă, în România? Unde te crezi, mă? Bă, bă, bosule, zice, i-am găsit și i-am luat. Bă, de unde i-ai luat? Bă, zice, mi-a dat unul. Mi-a dat unul, spune adevărat, să mor eu, să moară, să facă, să dreagă, să jur arătare acolo. Mi-a dat unul, zice, că mi-au plăcut mie de ei și mi-a dat mie cadou. Da, bă, fraților, într-adevăr, așa era. S-a dus la unul acasă, îl avea mai mulți căței de ăștia, fătase cățeaua și i-a dat lui arătare, bă. Măricei erau câinii. Păi ce faci cu ei, arătare? Păi era un păr acolo în casă, vă dați seama, îi scotea el afară la plimbare, făcea curat după ei, dar el i-a închis acolo în dormitor să nu-i văd eu și câinii au lătrat. Băi, arătare, ce faci, mă, cu câinii ăștia? Băi, ai zis că sunt ai lui doamna și că-i plim tu și... A, bă, bosule, ți-am zis și eu așa să nu mă cerți, dar lasă-i, zice, că îi iubesc, țin la ei, zice, sunt câinii mei ăștia. Băi, arătare, mă, tu ești om să ai grijă de câini, mă, a? De-aia nu mai vii, mă, tu la casă, converte. Și ce făcea arătare? Să trezea de la ora 5, ieșea să plimbe câinii de dimineață, să poată să vină la casă, converte, să nu mă prind eu, și pe urmă, când pleca de la casă, converte, iară ieșea cu câinii, pe urmă, seara, iară îi scotea, bă, deci, era cu câinii, înțelegi? Bă, zic, tu ești singur, n-ai nevastă, n-ai singur cu câinii aici. Hai că vorbesc cu unul, zic, și îi ducem la ăla. Băi, bosule, să știi că n-ai face rău, zice. Vorbește, mâncați-a și că mi-e greu. Păi de cât timp i-ai arătat? De vreo 7-8 luni. De vreo 7-8 luni. Păi și te-ai săturat? M-am săturat, zice, nu mai pot. Mi-e greu, bă, zice, am obosit, că eu mă trezesc de la 5 de dimineață să-i plimb. Pe urmă, iar trebuie să ies cu ei de 4-5 ori pe zi. Mi-e greu, rusule. Dacă ai pe cineva, vorbește să-i duc. Păi du-i, mă, înapoi la ăla de unde i-ai luat. Nu, zice, că ăla nu-i mai primește. Bă, în fine, am vorbit cu unul, cu un spaniol. Avea curte ăla, stea la curte. Am vorbit cu spaniolul ăla și i-a luat pe amândoi. I-a luat pe amândoi, stătea bine la spaniol. Se ducea arătare mereu să-i vadă. Le mai ducea și el mâncare. Bine, spaniolul, vă dați seama că avea el să le dea mâncare și așa. Dar le ducea arătare așa. Păi... Băi, uite așa cu arătare, bă, mâncavaș, bă. Băi, uite așa cu arătare, am tras cu arătare și cu câinii lui iubitor de animale și cu, băi, și eu sunt și eu am câini și iubesc animalele. Bă, dar în situația lui era greu, n-avea el cum să aibă grijă de câinii ăia. Bă, uite așa am tras cu arătare ăsta multe. Și am dus câinii la spaniolul acolo și câinii bine, cu curte, cu alea, nu mai stăteau închiși într-un apartament și să... la curte, altfel, nu? Prietenilor și anții, nu vă neapărat să vă povestesc întâmplarea asta acum de Crăciun, ca să fie frumos, să destindem atmosfera, să râdem. Încă o dată vă spun Crăciun fericit. Sărbători fericite și multă, multă sănătate, bineînțeles, sănătate că e mai bună decât toate. Vă spun numai bine, rău la nimeni și o să ne revedem la următoarele vloguri, bineînțeles, adevărate lecții de viață, cum îmi spune și voi în comentarii, care vor fi ca și până acum. Întâmplări bombă. Încă o dată vă salut,
Încă o dată vă spun sărbători fericite și ne revedem la următoarele vloguri. Numai bine!